Bună ziua, eu sunt Adrian și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. O să vă rețin atenția câteva secunde cu o poveste care mie mi-a schimbat complet modul de gândire în ceea ce privește tratarea stupilor. Anul trecut, pe vremea aceasta, am purtat o discuție cu un cadru medical care la vremea aceea nu era apicultor. Anul acesta și-a cumpărat câțiva stupi. Printre altele am ajuns și la bolile albinelor și explicam eu acolo foarte înverșunat ce tratamente fac, cum fac, la care dumnealui la un moment dat mă întrerupe și mă întreabă cine stabilește diagnosticul la aceste boli. M-am uitat așa la el, am spus, domnule, păi tratăm preventiv pentru că nu există laborator, că bla bla bla. La care el a zâmbit, se ridică de pe scaun, se duce la geanta medicală, mă întreabă câte kilograme ai, zic 100. Vine cu 6 pastile, mi le întinde în mână, zic pentru ce sunt? Zice de parazitare internă pentru câini. Și eu ce să fac cu ele? Le iei pentru preventiv. A, și vezi că pastilele astea costă în jur de 100 de ron. În urma acestei întâmplări am început să văd cu alți ochi tratarea albinelor. Primul lucru care l-am făcut, mi-am făcut un test varroa, un dispozitiv cu care pot măsura infestația de varroa. Este foarte simplu de făcut, două capace decupate, în centru se pune o sită, se infiletează la un borcan în care se adună 3, 4, 500 de albine, depinde ce număr de albine vreți să faceți testul, iar la capătul celălalt se înfiletează un borcan cu alcool. Se agită foarte bine albinele în alcool, după care se strecoară în partea de jos alcoolul și cu varroa. Bănuiesc că toată lumea știe cum se folosește un astfel de test. În funcție de infestația pe care o găsim, putem trata sau nu trata albinele. Eu în primăvară am testat prima dată stupii pentru varroa și în toamnă am avut o infestație de 3%. Infestație care îmi permitea să tratez sau să nu tratez. Era la alegerea mea. Nu era o infestație foarte mare care să-mi pună în pericol stupina. Acum, la o infestație mai mică de 3%, varroa mai moare și prin cauze naturale, ca să spun așa. Al doilea dispozitiv pentru diagnosticarea corectă a bolilor este un microscop. L-am achiziționat acum, intenționez să-l folosesc pentru lanul. L-am găsit la Lidl, la ofertă, 200 de lei, o să-l desfacem împreună. Este sigilat, n-a fost desfăcut. Nu este un microscop profesional, nici nu am nevoie de unul. Important e ca puterea de magnificație să fie de 400, minim 400. Vedeți, acesta are de la 40 până la 640. Deci, pentru diagnosticarea Neosema și Acarapis subdi, păduchele din gât, este suficient. O să-l desfacem împreună să vedem cum arată și ce componente se găsesc în el. Deci, cam așa vine el ambalat. Am găsit o carte tehnică cu instrucțiuni de utilizare, sunt și în limba română, o să o studiem mai târziu. Aici este un pliculeț pe care este dezinfectant, iar acesta este microscopul. Hop. Să o scoatem din pungă.
Cam așa arată. Aici sunt lentilele de magnificație 10-40-60. Are lumină LED dedesubt. Aici, în partea de sus, se reglează din nou magnificația. Probabil și de jos are un reglaj în care apropie sau depărtează de obiectiv masa. Se alimentează cu două baterii. Nu este un produs foarte scump, este un produs care bănuiesc că și-l permite fiecare apicultor. Eu căutasem la un moment dat și mă dusesem spre microscoapele profesionale, care costa 2000-3000 de lei. După care, mai studiind un pic internetul, am ajuns la concluzia că nu trebuie așa ceva, pentru că mai are și un reglaj aici, sub masă. Nu știu dacă vedeți, cu niște găuri care măresc sau micșorează suprafața pe care o avem de studiat la microscop. Cum am spus, este un este un aparat util în stupină pentru depistarea sporilor de neosema și a păduchelui din gât sau a carapisudii. Mai vine însoțit de o cutie, să o desfacem și pe aceasta. Nu știu dacă ne interesează prea mult ce este în ea. Avem și baterii. Haideți să o deschidem totuși. Mai avem aici un suport pentru smartphone care se montează pe aparat sus și ne permite să filmăm ce găsim. Sper să fac un videoclip și cu acesta, să la prima testare. Mai avem o cutie de lamele pentru măsurarea sporilor de neosema, deoarece sunt de ordinul milioanelor, ne va trebui un hemocitometru. Sunt niște lamele care sunt divizate, iar calculul se face, se numără sporii din colțuri și intersecția diagonalelor se mulțește cu 50.000 și se află stadiul de infestare a unei albine. Sunt numere destul de mari, de ordinul milioanelor, dar asta o să mă mai documentez și eu. N-am făcut niciodată așa ceva. O să facem împreună la prima testare, să vedem ce va ieși. Oricum, eu m-am uitat un pic la prețul la acele lamele. Este undeva în jur la 200 de lei, adică practic cât a costat microscopul. Dar nu, asta e o problemă. O să cumpărăm și acele lamele. În speranța că nu am omis nimic și acest videoclip v-a făcut măcar să vă Deci are și un LED de schimb. Aici este un LED de schimbat pentru. El vine și cu niște pietricele pentru test, flacoane cu pulbere, dar nu ne interesează. Are și o pipetă care este gradată. Nu știu în ce măsură, nu cred că se vede. Aceasta ne va fi utilă la un moment dat. Da. Nu știu ce
mai sunt o grămadă de... Și aici mai avem niște lamele în această punguță. În speranța că acest videoclip a ajuns la dumneavoastră și măcar vă dă un pic de gândit. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdare să vizionați până aici. Până data viitoare, vă doresc multă, multă sănătate și numai bine.